Dacă am atât de multe încă nici nu știu de unde să încep. De la început. De la o, o să încep de la început. Yeah. Uh, în primul rând avem o chestie foarte interesantă în uh, Bing Chat, în uh, acel, uh, acea unealtă de inteligență artificială de la Microsoft, care între timp a învățat uh, să genereze și uh, imagini. Uh, acum îmi generează o bandă desenată cu un copil care primește ca o bicicletă și o să fie fix ca o bandă desenată cu imagini așezate în ordinea uh, uh, eu corectă, Imaginea în acest moment se generează, durează un pic pentru că este un serviciu gratuit, însă am mai aseară un pic cu această aplicație și am rugat să-mi facă o carte de colorat sau, mă rog, o pagină de carte de colorat cu animale pe care le găsim în junglă. Și mi se pare foarte drăguț că foarte rapid am reușit să creez această pagină, da, cu tot felul de animale și păsări pe care aș putea apoi să o scot de imprimantă și să îi dau copilului meu sau să-l țin ocupat pentru următoarea jumătate de oră sau o oră. Mi-a generat patru imagini pe care le pot descărca foarte ușor, sunt la rezoluție bună, dar există aplicații care pot crește rezoluția acestor imagini ca să le pot pune și pe imagini mai mari. Poate aș putea să fac un tapet din aceste imagini foarte drăguțe. Și pentru că tot vorbim de OpenAI și de soluția celor de la Microsoft, de vreo săptămână am observat și o și -o anunțat asta cu un pic de tam-tam, că de acum CET CPT poate fi conectat și la internet și dacă avem varianta cu bani, dacă avem varianta CPT 4 avem această opțiune aici, browse with Bing, adică să caute pe internet cu Bing. Și ce este interesant, pot să-i spun, cautăm cele mai ieftine bilete de avion până la Veneția uh, pentru luna noiembrie. Poți la Timișoara? Ai, bine, Timișoara, gata. Am zis, vrei să mergi la Brâncuș? Uh -huh. Bine. Acum, dacă tot să faci ceva util. P pentru luna noiembrie, să sperăm că merge. La aproape a mers de fiecare dată. Asta e problema cu inteligența artificială. -te 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 aproape merge, da. A mers foarte bine seara. Și acum așteptăm. I-am dat în caute unde A, ah, uite, vezi, n-am mers acum. La expoziție, poate. Da. Mai încercăm o dată. Ceva nou, când mergi la uh, okay, încercăm o dată. Please help me with some plain tickets to... Încerc în engleză. From Otto um, uh, for the next week, adică pentru următoarea săptămână, how much does it cost? Cât costă? Ia să vedem că merge uite, acum a început să caute pe internet, îmi spune acolo, deja caută exact Otopentu Timișoara. A intrat pe Skyscanner Scanner uh, în fundal, deci el este deja pe site-ul uh, care vinde bilete de avion. Și uite, îmi spune că cele mai ieftine bilete de la Timișoara către uh, de la Autopen către Timișoara pentru săptămâna viitoare sunt undeva între 70 de dolari și 122 de dolari cu tot cu întors. Deci el poate să facă căutări de genul ăsta, nu poate să rezervăm încă biletele în locul nostru, dar eu zic că nu este departe și mi se pare mai rapid să intri pe un de chat, să întrebi cât costă biletele de avion decât să stai să cauți tu manual și să te duci fix acolo unde ai tu nevoie. Um, și o altă aplicație foarte interesantă uh, cu care m-am mai jucat și în trecut și devine din ce în ce mai bună și este înfricoșător cât de bună devine această aplicație uh, vine de la Eleven Labs. Uh, Eleven Labs este o, o unealtă să zicem de voiceover prin care uh, poți să o antrenezi cu vocea ta și atenție doar cu vocea ta pentru că este ilegal să folosești altă voce uh, și l-am antrenat i-am dat o mostră de un minut uh, cu mine vorbind pur și simplu uh, la microfon uh, Pot să pun un text acolo, îi dau generate uh, și uh, fix ceea ce eu am scris, va citi cu vocea mea și ar trebui să sune uh, ceva de genul acesta. O să dau eu sunet acum. Sper să se audă și acasă. Dau de la început, dau play. Pro TV. Bună dimineața. Bine ați venit la știrile Pro TV, fiind băiet păduri cu treierum. Și mă culcam adesea lângă izbor. Deci asta iar este vocea drept mea. Sub cap eu mi-l puneam. Să aud cum apa sună încetișor. Un freamăt lin trecea din ram în ram și un miros venea adormitor. Astfel ades eu nopți întregi amas, blând, îngânat de-al valurilor glas. Bună deci... dimineața! Bine... Asta este vocea mea, dar nu eu am uh, recitat această poezie, ci pur și simplu am scris-o într-o căsuță în text uh, și uh, pentru că este antrenată uh, această inteligență pe vocea mea, va încerca să folosească fix aceeași intonație, fix uh, felul în care eu vorbesc ca să pară cât mai credibil. Sunt deja alte voci integrate aici, însă, cum spuneam, pot fi adăugate foarte ușor, poate fi adăugată foarte ușor propria voce. Costă, evident, am văzut că prima lună costă doar un dolar, dar din a doua lună va costa 5 dolari. Și uh, mai am notat și pentru ora 10, de exemplu Spotify uh, cu o tehnologie asemănătoare, uh, pregătesc traducere instant de podcasturi pe care o vor face nu cu subtitrări sau cu voce robotizată, ci tot cu vocea celui care vorbește original într-un interviu. Detalii la ora 10.